arcuri, liniuță, săgeți, punct, ro. Ăsta, Semic Discovery. Da, de la arcursăgeți.ro. Mult aclamat, mult mediatizat pe toate canalele, pe toate site-urile de profil. Se vrea a fi o platformă ILF, International Limb Fitting, o platformă de buget mediu cu pretenții premium. Așa îi fac ei reclamă. Și de mult, de mult am vrut să pun mâna pe acest arculeț. Prima dată când am pus mâna pe el, atât de mișto, deci e atât de mișto finisat, încât soția chiar a zis că vrea haine și chiar mobilă de culoarea asta. E un Mossy Oak, nu știu, au ei mai multe variante de culori. Sunt convins că și celelalte sunt foarte, foarte, foarte mișto. Un cupru alam, nu știu de unde să-l iau. Cred că Mossy Oak, dacă nu mă înșel, se numește culoarea. O platformă ILF bună, bună. Cred că se ridică la înălțimea reclamei. Două găuri pentru suport de săgeată, găuri pentru tolbă sau sistem de ochire. Prindere ILF cu ajustare laterală, cu ajustare a tillerului, undeva la plus minus 5%, cu gaură de stabilizator, cu acest mâner mediu, tăiat mediu, adică nici high, nici low, mediu, undeva mediu, ca să ți se așeze foarte bine în mână. Și deși are două găuri pentru suport de săgeată, poate fi folosit și cu tragerea de pe raft, pentru că are raftul rotunjit atât în planul ăsta, cât și în planul ăsta, nu știu cât se vede pe cameră, cu un sprijin simplu, o blăniță simplă, poți trage foarte ușor de pe raft. Da, chiar e o platformă de buget mediu la performanțe premium. Vine în mai multe variante de dimensiune a crosei și a lamelor. În cazul de față, cred că e o crosă de 17, dacă nu mă înșel. Există de 17 inch, de 19 inch și de 21, în funcție de mărimile fiecăruia. La fel și lamele, brațele sunt scurte, medii și lungi. Brațele cu carbon, lemn și carbon. Nu știu exact acum, nu am în minte esența lemnului, dar știu sigur că are carbon, de altfel și scrie pe aici, da? Traditional Wood Core Carbon, da? Foarte elegant, foarte elegant în mână, foarte bine echilibrat în mână, da? Deci stă... și am uitat că dacă tot are gaură, mi-a trimis Emil și stabilizator, așa de probă, să văd cum e cu și fără. Sincer, se așează într-adevăr, e alt centru de echilibru cu stabilizator, se așează altfel în mână, dar merge și fără. Hai să trimitem câteva săgeți, să vă spun despre ciclul de întindere, care mie mi s-a părut foarte asemănător cu, am tras cu Win & Win Black Wolf, dacă nu mă înșel, cu crosa aia de carbon. Mi se pare foarte asemănător, chiar nu înțeleg de ce au discrepanța atât de mare de preț. Nu știu, bănuiesc că aia are carbon și are alte pretenții. Dar ca ciclu de întindere mi se pare, nu știu, dă o impresie de performanță așa, de cumva are cumva un fel de let-off aici, ceva de genul, dar nu poți să-i zici let-off. Și le trimite bine. Le trimite chiar bine. Mânerul ăsta de lemn, făcut special să-ți vină mâna exact unde trebuie. Iar o chestie subiectivă, nu știu, știți că eu sunt foarte chițibușar așa cu mânerele și m-am dovedit de multe ori căutând nod în papură, dar nu știu, poate am eu mâna mai mică sau sunt învățat cu One Piece-urile. Dar una peste alta e ce trebuie, e mai mult decât
mai mult decât banii pe care îi dai pe el. Nu știu dacă e din cauza transportului sau ceva, sunt mici imperfecțiuni, lambinări. Bine, ăsta e un arc folosit, da? Deci nu e nou-nouț, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Dar nu prea ai ce să-i reproșezi. Nu prea ai ce să reproșezi. Și, bineînțeles, avantajele ILF-urilor care poți, unde poți schimba brațele cu orice forță dorești tu, cu orice lungime vrei tu și poți adapta diferite accesorii. Are până și aici gaură pentru accesorii, cred că ai putea băga ceva aici. Un V-bar sau ceva, nu știu. Sau nu, sunt eu bou. Ăsta e de la braț, nu, ăsta e de la braț. De la prinderea brațelor. Nu, am crezut că are și în spate gaură de stabilizator, dar nu. Și le trimite așa cum trebuie să le trimită. Ceva vibrație, întotdeauna ILF-ul, nu o să găsești ILF să sune la fel ca un One Piece, asta e clar. Îmbinarea asta dă un sunet caracteristic, dar există tehnici de a-l face mai silențios. Da, n-am ce să reproșez. Îmi iau haine și mobilă la culoarea asta. E bijuterie așa, e jucărie, dă impresia de premium. Îmi lasă impresie foarte premium în mână și se comportă la fel de bine precum arată, adică le trimite acolo unde trebuie. Cam acesta este trimis de arcursages.ro la review. L-am avertizat, vezi că o să fiu sincer, nu facem mânării, dar n-am, mai mult n-am ce să zic de el decât de bine. Trebuie să mai trag, vreau să mai trag cu el. Îți dă așa o senzație de a vrea mereu să umpli tolba și să-i dai. Chiar merită. Hai, sănătate!